20% din populația României suferă de obezitate și mai îngrijorător este faptul că această boală incurabilă, așa cum au definit-o recent specialiștii, se răspândește cu rapiditate și în rândul copiilor sub 5 ani. Cât de periculoasă este obezitatea, care sunt factorii care determină creșterea nepermis de mare în greutate la români și ce putem face pentru a o preveni, ne spune colega mea Maria Linda. Pancreatită, diabet zaharat, tulburări respiratorii, boli cronice și cardiovasculare. Pe scurt, așa arată lista celor mai frecvente efecte ale obezității într-o Românie care face prea puțină mișcare și care se alimentează haotic. Mănâncă când sunt stresați, mănâncă când sunt tensionați, când sunt frustrați. În momentul în care mănâncă, în corp se elimină și substanțe calmante, endorfine, morfine și se relaxează, se calmează. Numai puțin de 200.000 de tone este suma surplusului de greutate al românilor în acest moment. Cele mai mari probleme cu greutatea le au bărbații. 45% dintre ei sunt supraponderali sau obezi. Factorii care determină obezitatea la români sunt consumul de alimente prăjite, sedentarismul și, nu în cele din urmă, mesele copioase după ora 21. O persoană poate fi considerată obeză în momentul în care depășește un indice de masă corporală de 30. Acest indice de masă corporală se calculează ca raport între greutatea fiecarei persoane, exprimate în kilograme, și pătratul înălțimii acelei persoane. De multe ori, viața socială a unei persoane poate suferi mari modificări din cauza surplusului de greutate. La locul de muncă, persoanele supraponderale pot fi privite ca neputincioase în a-și impune o autodisciplină, spun psihologii. În plus, socializarea poate deveni un proces complicat pentru acestea. Obezitatea undeva în spate are un dezechilibru emoțional. Cel mai important este că orice persoană obeză poate slăbi și sănătos și într-un timp relativ scurt. Sănătos este să slăbești undeva între 500 de grame și 1 kg pe săptămână. Tratamentul în cazul surplusului de greutate prin metode moderne poate fi o soluție, dar nu pentru toți și nu în orice condiții. Atunci când avem aricioare sau puțină burtică sau când avem celulită, ne pot ajuta. Problema este că ele nu înlocuiesc un mod de viață corect, deoarece ajutorul este exclusiv local. Deci dacă avem o greutate normală, dar avem aripioare, atunci putem să beneficiem de criolipoliză. Tratamentele serioase, făcute cu aparatură înregistrată european și american, sunt costisitoare. De exemplu, o ședință de criolipoliză pentru o zonă mare, când spun zonă mare, mă refer de exemplu la burtică, pleacă de la 150 de euro. Așadar, exercițiile fizice regulate și nutriția adecvată rămân cele mai sigure și la îndemână modalități prin care puteți scăpa de surplusul de greutate. Anumite elemente ale stilului de viață pot asigura protecția în fața obezității sau, după caz, înlăturarea ei. Sportul este vital, iar înainte să începeți mișcarea, ar trebui să consultați un medic de specialitate. Printre cele mai indicate forme de mișcare pentru persoanele supraponderale sunt mersul pe jos și notul.